Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Să rămânem la dopaj, cazul legumelor dopate de data asta. Legume, băi, am găsit roșii bune dopate, în piață. Dar cu țugui? Nu neapărat. Da. Și fără țugui, dar gustoase. Excepționale roșii am luat duminică. La 10 lei kilogramul. Bine, în piața obor se știe. Sunt mai ieftine acolo. Dopate cu calitate. Nu, ale mele sunt curate. Da. Așa credeam, și eu cred că sunt curate. Erau de la țărani, măi. Da, sunt, da, sunt, ce? Cum sunt? Mă scuzați. Serios. Ați văzut cum puteți să cumpărați o grămadă de legume de pe marginea drumului în România, printre care și banane, și adică o grămadă. Au în curte, și, în spate. Da, mamă, deci zici că sunt toți mari legumicultori, au întotdeauna kilograme întregi de orice vrei, orice. Pe DN2 găsești și kiwi. Exact. Dacă e la bani mărunți, am luat de la metro, ce să facem? Atâta s-a putut. Bun. Deci cazul legumelor deopate se complică, experții, în sensul că experții care au plecat după roșii la pogoanele în Buzău, unde au fost prinși suspecți trei legumicultori care ar fi dat cu ceva, eclerel, ceva, cum îi spunem, e o substanță. O ceva, da, ceva să crească. Eclerul e altceva. Da, mă, nu, am zis eclerel în glumă, dar nu înțelegi tu. Eclerel, ceva, este așa, o substanță de asta care... A dat cu ceva pe ele, nu mai insista, că oricum nu știm. Da, exact. Și nici a spus. Deci au plecat după roșii drogate și au dat de castraveți drogați. Nu cred, au scăpat în castraveți? Da, deci... Parchetul de pe lângă judecătoria Pogoanele. Nu știam că există judecătorie la Pogoanele, dar există și parchet și judecătorie. A finalizat, deci parchetul a finalizat expertizele în cazul celor trei legumicultori buzoieni, acuzați că au folosit substanțe suspecte pentru a grăbi coacerea roșilor. Analizele au arătat că roșiile sunt cât de cât ok. Adică sunt, au ceva, ceva, dar sunt sub... În marjă. Sunt în marș. În schimb, castraveții, nenorocire la castraveți. S-au dopat castraveții. La de-aia Fabio. Nu știu de care, nu, sunt unii mai mici. Am de-aia mici? Cornișon. Cornișon. Au vrut să facă din cornișon Fabio. Da. Din și eu am observat că dintotdeauna castraveții ăștia aveau nu un țugui, două. Deci au două țugui. Două țugui castraveții. Aici s-a atras atenția, a? Da. Și din tot ce zic experții, mi-am dat seama că nu ai nicio șansă să te prinzi dacă mănânci roșii de-astea de mai crezi țuguie pe cap sau în alte părți. Pur și te prinzi, să știi. Te prinzi doar după ce le desfaci. Cel puțin la roșii eu mă prind. Cum te prinzi? Mă prind pentru că înăuntru sunt foarte tari. Cele care sunt crescute pe repede înainte, așa, după ce le tai, au... Sunt două semne. Ia spuneți, domnul. Unul e roșia foarte tare și în exterior, adică pare a fi de lemn. Atit în piață la obor, pipăie roșiile nebunțuit. Sunt alea care sunt... Nefiresc de dură, de fermă. Nu vorbim de alea, vorbim de alea, cele care te pot păcăli, că din exterior poți să zici că sunt ok. Și înăuntru sunt foarte tari. Și înăuntru sunt, au foarte puțini sâmburi. Am mâncat de-astea foarte gustoase, fără puțini sâmburi. Foarte puțini sâmburi sunt dar nu erau făinoase așa, adică arată textura, e nefirească. Câte roșii de-astea făinoase l-am mâncat eu la viața. În schimb, acum eu duminică am luat, au apărut, sunt niște roșii acum de sezon, alea foarte mici. Sunt ca o de două ori mai mare decât o roșie cherry. Mă, nu te supăra, dar știu. Care, vai, ce bune care sezon? E frig? Adică sunt nu 12, e frig, mă, e, sunt e 12 okay grade s-a noaptea. S-a încălzit, tati, vezi care... că au fost 26, tu ai fost și plecat. Sunt 12 grade, unde s-au nu mai toate e, astea? Gata, e, tu îți dai seama, adică ce le-au încălzit, cu ce au la solar. În sere se fac, măi, roșiile băgat, astea. Tu știi cât ar trebui să coste aceste roșii românești de sezon aduse din Turcia? 17 lei, 5, nu e adevărat. Nu? Nu. Aici te contrazic, să știți. Auzi? Vezi că îl sun pe domnul Daia. A plecat Nea Titi și a venit Daia în studio, că nu înțeleg. Dar ai văzut, Nea Daia s-a dus să verifice roșii de-astea injectate? Asta mi se pare interesant. Deci numai procuratura poate să verifice ceva? Adică nu avem și noi direcția sanitar-veterinară, Ministerul Agriculturii, oamenii ăștia ce păzesc? Adică domnul Daia s-a dus la roșii deopate și a făcut reclamă, s-a apucat să mănânce de pe vrej. Că zis, mâncați roșii că românești, că sunt cele mai bune. Bine, ok. Băi, ok, roșiile ca roșiile, castraveți, până la pepeni. Mie mi-e groază de pepeni. Păi sunt și mari. Dacă pe aia încep să injecteze la vară, mai poți să-l duci în casă. Nenorocire. Dă-i seama? Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.